Sărbătoarea, bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult că ați răspuns invitației noastre la această conferință de presă. Alături de mine se află doamna director general Alina Chiper. Subiectul conferinței de presă este legat de prezentarea pe care o să vă facem a expertizei care s-a efectuat la aducțiunea cu apă de la Valea Uzului. Expertiză care am dispus-o împreună cu doamna director să fie efectuată exact cu ca și urmare a avarii pe care am avut-o în luna iulie. Expertiză care să ne dea posibilitatea de a lua o serie de decizii care să fie întemeiate foarte bine și foarte exact pe niște componente de natură tehnică. Am să rog pe doamna director general să vă prezinte în linii mari care sunt obiectivele expertizei care au fost în linii mari concluziile. După ce doamna director vă va prezenta, voi trage și eu de asemenea o serie de concluzii din perspectiva autorității locale pe care o reprezint. Da, mulțumesc frumos! Bună ziua! O să intru direct în subiect. Expertiza în urma avariilor cu care ne-am confruntat în luna iulie anului curent, Compania Regională de Apă a contractat un expert care să întocmească un raport de expertiză. Raport care a avut ca obiectiv principal, pe de o parte, determinarea clară a cauzelor care au stat la baza celor două avarii, care au determinat cele două avarii, și în același timp să spună în mod clar și fără echivoc dacă exploatarea conductei de aducțiune de către personalul companiei a fost una deficitară sau ar fi putut determina apariția acestor avarii, și pe de altă parte să stipuleze care sunt recomandările pe care expertul le face în baza analizei pe care a realizat-o, materialelor care au fost puse la dispoziție, astfel încât conducta să fie pusă în siguranță, atât din punct de vedere a porțiunii unde ne-am confruntat cu avarii, cât și la modul general. Astfel, din expertiza respectivă au rezultat în linii mari două aspecte. Pe de o parte, vorbim de necorelări în ceea ce privește proiectarea, erori de proiectare, și o să vă exemplific imediat câteva dintre ele. Pe de altă parte, vorbim despre o greșeală de execuție a antreprenorului. Referitor la proiectare, ca și câteva exemple, apreciază expertul că ne-am confruntat cu o subevaluare a presiunii maxime de probă cu 3 bari față de condițiile efective. De asemenea, tot expertul apreciază că există necorelări între proiectul subtraversării și proiectul aducțiunii, în condițiile în care proiectul subtraversării a fost realizat de o firmă plătită de către antreprenor, agreată de CFR, pentru că vorbim de o subtraversare la nivelul căii ferate, proiect care prevedea, între altele, realizarea unor cămine de vizitare. Ei, aceste cămine de vizitare nu au mai fost preluate la nivelul proiectului aducțiunii. De asemenea, nu a fost pus la dispoziția operatorului regional, de altfel nici nu a fost solicitat, din câte știu eu, prin caietul de sarcini, un manual de intervenție în cazul diferitelor tipuri de avarii, astfel încât operatorul să știe punctual ce are de făcut în momentul în care se confruntă cu avarii diverse, mai ales în condițiile în care discutăm despre o conductă de fontă cu care operatorul până în prezent nu a mai avut de-a face. De asemenea, tot în cadrul acestei expertize a rezultat clar că discutăm și despre o greșeală de execuție, și anume existența unei contraflanșe neconforme montată în șantier, și de aici, dacă vreți, putem discuta și de restul componentelor care derivă, și anume, eu știu, dirigintele de șantier care ar trebui să supervizeze și să știe de această planșă neconformă montată în șantier, supervizorul care a asigurat consultanța. De altfel, contraflanșa respectivă apreciază expertul că este și motivul primei avarii. Întorcându-ne la proiectare, tot expertul apreciază că distanța dintre reducția de la 1000 la 800 și schimbarea de direcție
Este mult prea mică. Cu alte cuvinte, tubul de 800 de mm este mult prea mic, astfel încât presiunea pe reducție a fost foarte mare. Și de aici cea de-a doua avarie, pentru că operatorul a ales să monteze un manșon care practic nu a asigurat înzăvorârea. Și spune expertul în mod clar că, indiferent de soluția aleasă de operator, faptul că tubul respectiv de 800 de mm era mult prea mic, am fi ajuns în aceeași situație. Asta în mare, ca și proiectare și execuție, am stabilit cauzele celor două avarii. De asemenea, tot expertul vine și apreciază faptul că exploatarea conductei de către operator nu a fost una deficitară, nu a fost una care să determine apariția avariilor. Iar această precizare a făcut-o în urma analizei diagramelor SCADA, care au fost puse la dispoziție și pe care de asemenea le-a solicitat. Tot dânsul consideră că soluția pe care am ales-o în urma celei de-a doua avarii este una viabilă, una fezabilă, una care asigură stabilitatea conductei, astfel încât cel puțin în zona respectivă să nu ne mai confruntăm cu o nouă avarie. Ca și soluții, ca și recomandări pe care le dă expertul, vine și spune punctual pentru locul unde a avut loc cele două avarii, faptul că ar trebui realizate niște masive de ancoraj, masive care ar trebui implementate în teren atât la schimbarea de direcție, cât și la schimbarea de secțiune. Și de asemenea concluzionează că, având în vedere importanța conductei de aruțime pentru municipiul Bacău, fiind singura sursă de alimentare cu apă, ar trebui luate măsuri suplimentare de punere în siguranța ei și vine și recomandă întocmirea unei noi expertize care să ne spună concret și să ne dea o nouă temă de proiectare. Având în vedere totuși că de la începutul anului, mai exact din luna aprilie și până în prezent, ne-am confruntat cu 3 avarii pe acest tronson reabilitat din fondul ISPA, una în aprilie și două în iulie, cele din 14 și 17 iulie, am luat totuși o serie de măsuri urgente, să le zicem, pentru punerea în siguranță a conductei. Astfel, pentru avaria din luna aprilie, am avut o vizită în teren și a Comitetului pentru Situații de Urgență, am stabilit în mod clar că trebuie întocmit un studiu geotehnic. Am întocmit acest studiu, studiul a arătat că este nevoie de o expertiză și de o proiectare pentru zona respectivă, pentru că discutăm de alunecări de teren. Apreciem undeva până la sfârșitul anului să avem și proiectarea gata, deci am făcut studiul geo, suntem în curs de semnarea contractului pentru expertiza. În ceea ce privește avariile din luna iulie, am întocmit raportul de expertiză pe care vi l-am prezentat și vom proceda la demararea procedurii de selectare a firmei care să facă proiectarea efectivă pentru masivele respective de ancoraj. Este clar că vom avea de executat niște lucrări, nu știu să precizez în momentul de față fără o expertiză care este valoarea lor. Probabil că vom începe lucrările propriu-zise undeva la începutul anului viitor. De asemenea, în urma avariei din luna aprilie cu care ne-am confruntat, am hotărât împreună cu cei de la Comitetul pentru Situații de Urgență că este necesară realizarea unui studiu de urmărire a comportării în timp acestei investiții. Din păcate, la urcat pe SEAF n-a venit nimeni, nu s-a prezentat nicio ofertă, probabil și din cauza presiunii media din perioada respectivă, dar și datorită faptului că este un obiectiv destul de complex. Am reluat procedura de prospectare a pieței, am reușit să găsim o firmă în București, mai așteptăm o ofertă. Cert este că valoarea acestui studiu, care cuprinde printre studii geo, adică nimeni nu vine să facă un proiect bazat doar pe documentele care le-a găsit anterior, își face propriile investigații, începând de la studii geo până la expertiză și în final are un proiect tehnic. Deci toate acestea se duc undeva la 285.000 de euro. Asta este valoarea estimată din oferta pe care am primit-o. Repet, mai așteptăm o ofertă, probabil că undeva până în cursul zilei de vineri o vom avea. Având în vedere că discutăm totuși de o valoare substanțială, 280.000 de euro este o sumă, ne-am adresat celor doi acționari majoritari, în speță Consiliul Local Bacău și Consiliul Județean, pentru a avea discuții în vederea stabilirii sursei de finanțare. Am dorit să dăm drumul la acest studiu cât mai repede,
Tocmai, repet, pentru că această aducțiune este singura sursă de apă a municipiului Bacău. De asemenea, acest studiu a rezultat nu numai din expertiza pe care tocmai v-am prezentat-o, necesitatea întocmirii lui, dar dacă ne uităm în urmă, vedem că din momentul punerii în funcțiune a conductei de aducțiune, respectiv anul 2011 până în prezent, au avut loc 5 avarii pe tronsonul reabilitat. Dintre care prima avarie a avut loc în anul 2012, la doar 8 luni de la data recepției finale și 11 luni de la recepția la terminarea lucrărilor. Deci este mult prea aproape ca și termen de producerea unei avarii în raport cu data punerii în funcțiune. De asemenea, au mai avut loc avarii ulterior în 2015 și în 2018. 5 avarii deja sunt suficient de multe pentru a ridica semne de întrebare, mai ales că discutăm despre cauze diferite, de la alunecări de teren până la ultima avarie care a depistat expertul că s-a datorat unor neconcordanțe, să le zicem, de proiectare și greșeli de execuție. Asta e referitor la tronsonul reabilitat prin fonduri ISPA. Ce pot să vă spun este că în ceea ce privește diferența tronsonului de aducțiune de la Stejarul la Barați, intenționăm să dăm drumul la procedura de selecție a firmei care să realizeze proiectarea și execuția tronsonului. Suntem în curs de finalizare a documentației. Acest obiectiv de investiție este inclus în programul ÎmPOIM. Vom da drumul la procedură cu clauză suspensivă, vom vedea. Ideea e să parcurgem niște pași înaintea semnării contractului de finanțare. În mare, acestea au fost rezultatele expertizei. Dacă aveți întrebări, în măsura în care vă pot pune la dispoziție acum informațiile. Explicați ce înseamnă acele ampule. Nu, dacă îmi permiteți, imediat. Pentru presă, o prezentare a expertizei? Nu, dar vă pot pune la dispoziție. Deci nu, am vrut să vă prezentăm direct expertiza, așa cum este ea în formă. Trebuia și nouă să ne prezentați, așa poate am... Păi asta o să vă și prezentăm. Exact asta vă prezentăm, expertiza. Deci ce mai interesant din punctul meu de vedere, acum eu o să fac un punct de vedere al autorității locale, cum v-am spus, dar ceea ce pentru mine... Trebuia să ne prezentăm scris. Vă prezentăm scris. Expertiza e scrisă. Dar cele mai importante părți ale acestei expertize sunt concluziile. Concluziile care sunt trase de către expert. Din păcate, ceea ce am anunțat în conferința de presă care era atunci în, la CALB, suspiciunile pe care le-am avut cu privire la proiectare și cu privire la execuția cu aceste conducte reabilitate, se confirmă și de către expert. Trăgând așa o linie și făcând o concluzie, se poate ușor spune, este vorba de neconcordanțe majore între ceea ce este proiect și ceea ce s-a executat în teren. Pe de altă parte, o serie de execuții tehnice care nu au niciun fel de explicație, dacă este să dăm citire concret expertului tehnic. Vă dau acum punctual, făcând așa un mic review. Aducțiunea este cu un diametru unic de 1000 de milimetri pe toată lungimea aducțiunii, iar subtraversarea din zona în care s-a produs avaria prevede o reducere la 800 de milimetri, fără niciun fel de explicație tehnică. Prin proiect, conducta trebuia să aibă 1000 de milimetri pe absolut, deci un metru diametru pe absolut toată lungimea. Nu se știe de ce s-a ajuns la această soluție, nu a dat nimeni niciun fel de motiv pentru care s-a ajuns la această soluție. Deci este o soluție greșită. Domnul primar, două secunde, eu vreau să înțeleg chestia asta. Adică, pe nicio hârtie oficială nu apare 800, dar în realitate... Da. Adică cineva a decis de la sine putere, da. Ar fi mai vinuțează mai mic, așa. Da, da. Exact. Dar povestea nu se oprește aici. Dar, și asta nu se poate locui acum.
Gândiți-vă că acum trebuie să ne apucăm, apropo, dacă este să facem o discuție. Gândiți-vă că noi suntem exact în asta ne-am, de asta ne-am apucat, dar gândiți-vă, domnul Bejan, că noi suntem în fața unei conducte reabilitate în 2011, deci care este nouă, în care doar aceste studii și expertize care urmează să fie făcute pentru a putea face lucrările costă circa 280.000 de euro. Da? Deci asta este realitatea pe care o trăim. Avem o conductă care, din punct de vedere tehnic, poate fi considerată nouă și pe care acum ne apucăm să o refacem, pentru că acei montanți care trebuie făcuți, acele contraflanșe care trebuie schimbate, reajustarea acestor diametre care nu au explicație logică sau tehnică, nu logică, tehnică. E, toate acestea, pe lângă plata lor efectivă, doar expertiza pe care va trebui să o facem se învârte în jurul sumei de 280.000 de euro. Pentru că, pentru a ajunge la aceste lucrări de natură tehnică, noi trebuie să avem noi. Cel care va efectua acele lucrări, va trebui să aibă studii geo, studii topo. Ori noi suntem în prezența unei conducte noi. Da? Dar problema nu se oprește la simplu motiv că conducta inexplicabilă își modifică diametrul. Nu s-au făcut niciun fel de calcule privind forțele care acționează la schimbarea de secțiune. Da? Pentru că în momentul în care se modifică acei parametri și e o diferență, nu sunt niște calcule de presiune foarte exacte care trebuie să fie prezentate. Ori ele nu există. Dar neconformitățile, ca să vă dau așa, să le utilizăm sub termenul de neconformități. De asemenea, proiectul ar fi trebuit să aibă, totuși apare în proiect, că ar fi trebuit să existe cămine la fiecare extremități. Proiectul de subtraversare ar trebui să prevadă cămine la fiecare dintre extremități. În proiectul mare nu există aceste cămine. După aia, s-a modificat diametrul. Dar pe lângă că s-a modificat diametrul, s-au pus și niște flanșe neconforme. Deci niște îmbinări care, dacă este să luăm exact producătorul acestei conducte, n-am să-i dau numele, dar producătorul francez al acestei conducte, această flanșă neconformă nu există nici în catalogul de piese al furnizorului. Deci, pur și simplu, nu există nicăieri. Da? S-a montat o flanșă care nu trebuia să fie acolo. Ei, nu știu, cineva va trebui să ne dea și aceste răspunsuri. Odată că ai modificat acel diametru, după aia ai pus niște flanșe care, niște flanșe, niște contraflanșe care nici nu există măcar la producătorul respectiv al conductei. Da? Nu mai iau în calcul faptul că sunt niște neconformități privind aducțiunea și unghiurile de 90 de grade care le face acea conductă. Care iarăși generează o serie de tensiuni și o serie de forțe care nu au fost luate în calcul. Nu trebuie focus. Da, deci, într-adevăr, ceea ce spune expertul, tradus într-un limbaj simplu, înseamnă că acel executant a prins-o cam cu sârmă, nu? Cam așa. A prins cu sârmă și a înlădit acolo. Cu o flanșă care nu era conformă, cu o flanșă care nici nu exista măcar în catalogul producătorului. Și practic suntem în prezența acestei neconformități au două direcții. Greșeli de proiectare sau neconformități de proiectare și neconformități de execuție. Asta se rezumă întreaga poveste. Și noi suntem în momentul de față într-o situație în care pe o conductă nouă trebuie să ne apucăm să expertizăm tehnic toată. Pentru că nu putem să spunem că nu știm despre ce e vorba sau că las că o să meargă și așa. Dacă doar pe această porțiune pe care au avut loc avarii, prima la care au avut loc acele alunecări de teren, această porțiune în care am descoperit aceste neconformități de execuție și proiectare, oare câte alte neconformități de execuție și proiectare sunt pe traseul de 45 de kilometri?
Subdimensionarea, dacă mi-aduc aminte eu bine, doamna director, a presiunii este undeva de 3 bar, nu? Da, 3 bar. Deci o subdimensionare de 3 bar la o conductă de asemenea dimensiuni este enormă. Într-o forță foarte mare. Adică ea rezistă totuși în momentul de față la o forță mai mare cu 3 bar față de ceea ce trebuia să reziste. Și dacă reduceți presiunea, ce se întâmplă? Dar nu este o soluție a reduce presiunea. Presiunea oricum în momentul de față nu este efectiv la valoarea proiectată, da? Deci trebuie să aveți în vedere faptul că noi nici n-am, tocmai datorită faptului că de la stejarul aparat stronsomul nu este reabilitat, ea nu funcționează la parametri optimi. Deci în momentul în care va intra în funcțiune și stația de pompare Moinești, este clar că trebuie să fim siguri că am înlăturat toate riscurile de pe această conductă reabilitată pentru conturism. Dar știți ce n-am deci înțeles? Nu este o discuție. Am înțeles prima avarie, dar a doua. A doua avarie, așa cum v-am spus, a avut loc ca urmare a faptului că a cedat manșonul care a fost montat de către operatorul regional. Practic, manșonul respectiv n-a asigurat înzăvorârea. Dar apreciază proiectantul aici că, indiferent de soluția care ar fi adoptat-o operatorul de avarie, adică manșonul respectiv sau oricare altă soluție, rezultatul ar fi fost același, adică ne-am fi confruntat cu cea de-a doua avarie, pentru simplu motiv că reducția a avut o forță extraordinar de mare pe ea, din cauza faptului că tronsonul de 800 de mm era mai scurt decât ar fi trebuit să fie proiectat. Deci în loc de 7-9 metri cât este el astăzi liberat, cazul ăsta, a treia avarie, ar fi trebuit să fie mai mare. Poftim? Cazul ăsta, a treia avarie, deci nu s-a făcut. A fost dată înlăturată reducția efectiv, deci am procedat la tăierea tuturor pieselor care le-am găsit acolo și le-am înlocuit cu o reducție de 8 fel. Deci practic noi am intervenit și am modificat materialul conductei, nu mai este de fontă. Ce am făcut la după cea de-a doua avarie este montarea unei reducții din 8 fel. Deci, practic, aceste neconformități, faziți, deocamdată eu mă exprim tehnic, da? Deocamdată. Neconformități. Aceste neconformități de execuție și de proiectare ne-au adus în această situație. Și asta este realitatea pe care o avem. Și discutăm de tronsonul reabilitat. Pe de altă parte, cum a zis doamna director, ne-am apucat de studiul de fezabilitate cu tot ceea ce înseamnă componenta de la stejarul la Bacău. Deci, ultimii kilometri care au fost nereabilitați, care nu au fost reabilitați. Și acolo, valoarea estimativă e undeva la 58 de milioane de lei. Deci cam atâta costă. Da? 15,5 milioane euro. Cam atâta ar costa. Și ce nu înțeleg eu? Cine va lua niște decizii? O câștigat cineva niște bani din chestia asta? Adică putem vorbi pe cineva că e prost sau că e hoț? Bun, doamna director, văd că nu și nu înțeleg că nu. Diferența? Păi haideți să vă spun. Iau numai cu contraflanșa asta, da? Luați-o așa, ca o presupunere. Păi e mult mai ieftină. De orice? Când? Undeva la peste 40-50%. Câte flanșe neconforme de acest tip sunt? E, dacă o să luăm 45 de kilometri și o să vedem că sunt cam multe neconforme, s-ar putea să iasă ceva. Dar părerea mea că este o combinație de asta, în care lasă de drumul că merge așa, lasă că ne descurcăm. Furnizorul ăla francesc, când l-a vândut furnizorul, vinde un kit. Nu știți când putem să ne dăm seama dacă răspunsul la întrebarea dumneavoastră este cel pe care l-a încercat, l-a expus domnul primar sau altul, nu am idee, în momentul în care vom avea o expertiză finală pe întregul tronson reabilitat din contul ISPA și vedem clar din proiect ce valoare rezultă, adică care sunt minusurile efective pe tronsonul reabilitat din contul ISPA. Câte subtraversări sunt pe cei 45? Sunt multe, de 8 minute. Și ați avut curiozitatea să săpați la alte subtraversare? Eu zic că a săpa în momentul de față într-o zonă unde riscul de a se produce o avarie este foarte mare, este ca și cum ți-ai asuma că ai săpat și imediat după aia te confrunți cu o avarie. Deci nimeni în momentul de față nu-și asumă riscul de a săpa efectiv, se pot face sondaje de altă natură decât a săpa efectiv. Și expertiza aia pe care vreți să o faceți,
Deci expertul ăla nu se va duce să sabe. Va face sondaje. Cu siguranță va face sondaje. Niciun expert nu vine să-și asume un astfel de risc proiectând doar din birou. De-aia am zis că trebuie să refăcute între toate studiile GEO. Oferta care o avem la baza sumei estimate de 280 de mii de euro este foarte detaliată, adică începând de la investigarea vizuală a terenului, investigații georadar, da? Pentru identificarea traseului și a masivelor de ancorare, pentru că din exploatare vă spun că am trăit situația în care, având în față S-Build-ul, deci planșele finale în urma execuției, am constatat că conducta apare în planșă într-o zonă, pe anumite coordonate și, în realitate, ea este la câțiva metri mai încolo decât coordonatele care sunt trecute în planșă. Vă dați seama? Da. Deci, vă dați seama? Cine este? Hai să niște nume de cine a fost dirigentul? Nu știu dacă, deci pot să vă spun în mare, da? În mare, da. Firma care a realizat proiectarea este Haskioning. Cei care au realizat execuția este o asociere, Strabag Hidroconstrucția. În mare despre asta discutăm. Directorul, știți cine era atunci? Da, domnul Găină, nu? Așa. Și cel care a recepționat lucrarea, cine a fost? Șeful, adică mă rog, comisia de recepție, da, la terminarea lucrărilor, a avut ca președinte directorul tehnic. Bun, și dar înțeleg că a avut o avare, s-a produs chiar înainte de recepție, nu? Da, s-a produs în anul 2012, practic, în luna 8-a, 26-8-2012, da? Așa, nici atunci nu există documente și a pus cineva, adică... Deci, la nivel de companie, eu n-am găsit hârtii care să fi fost înaintate către antreprenor sau către supervizor sau, spuneți, dirigintul de șantier, proiectant, orice vreți dumneavoastră. Știu doar din presă ce am citit astăzi, la nivelul anului 2012, că ar fi fost sensizat, practic, un membru al Consiliului de Administrație la vremea respectivă, chiar în ziarul de Bacău, știu că am citit articolul, care își punea semne de întrebare vis-a-vis de conformitatea acestei investiții. Da, am și o întrebare, măcar să înțeleg fenomenul, nu, poate nu pe cazul ăsta, poate ați mai întâlnit. Pleacă țeava cu 3 metri, cu 5 metri, cu 10 metri, nu se concernează nicăieri? Adică... Dar n-a plecat, efectiv. Deci nu vorbim de o deviere a traseului. Pur și simplu nu este identificată în planșă la... Adică nu e acolo. Adică nu trece canalizarea... E mai la... Exact. Mai așa. Mai hap canal un pic. Deci în momentul în care am procedat la întocmirea studiului GEO și a demersurilor pentru alunecarea de la Ardemani, am constatat că, de fapt și de drept, conducta nu este poziționată conform planșei S-Build, adică câțiva metri... Da, da, astea cum se fac? Nu informează, nu spune nimeni, pur și simplu, interes, spune... În mod normal, ea trebuie să fie poziționată acolo unde spune S-Build-ul, da? Cu o eroare de, nu știu, o eroare acceptabilă, dar câțiva metri deja nu mai sunt o eroare. Dar ați avut, aveți în Consiliul de Administrație pe fost director, ați avut măcar așa curiozitatea să-l întrebați ce-a făcut cu țeava? Am prezentat această expertiză Consiliului de Administrație, da? Și domnul Găină ce... N-a avut nicio părere vis-a-vis expertiză. Da, a fost prezent? A fost prezent. Știți de ce vă întreb? Pentru că întâmplător o cunoștință comună a tuturor de aici, care nu mai impresă, a dat peste o țeavă de gaz metan, la fel, 2 metri mai încolo, când ara, adică, și plătește omul și acum. Deși, în hârtie, nu trebuie să fie acolo. Deci, eu repet, acesta este considerentul pentru care noi apreciem astăzi că este imperios necesară realizarea acestui studiu. Pentru că este clar că situația cu care ne confruntăm astăzi nu este cea din hârtie. Deci, studiul se referă la toată țeava? Studiul are în vedere întregul tronson reabilitat, nu și porțiunea care urmează să fie reabilitată. Dar trebuie să aveți în vedere faptul că dacă pe porțiunea reabilitată discutăm de 5 avarii, din momentul în care a fost dată în funcțiune și până astăzi, cum vi l-am amintit anterior, pe tronsonul vechi tot cam de 5 avarii discutam.
Deci nu este mare diferență între avariile de pe tronsonul vechi și avariile de pe tronsonul nou. În urma studiului urmează lucrări, să înțeleg dacă... Deci studiul presupune, pe lângă studii geo, eu știu exact ce spunea domnul primar, o analiză a presiunii pe conductă, lovitura de berbec și toate astea alte, se face o expertiză, asta e prima etapă, care îți dă tema de proiectare și în baza acelei teme de proiectare faci proiectul efectiv și un studiu de urmărire în timp. Lucrările efective nu sunt incluse în cele 285.000 de... Cu certitudine vor fi lucrări. Cu certitudine vor fi lucrări. Deci eu nu mai am niciun fel de... Eu nu mai am niciun fel de semn de întrebare. Pentru mine e clar că acea expertiză, dacă această primă expertiză la fața locului, cu ce cauzele avarii, a indicat asemenea chestiuni. Și nu știi ce femeie. Este evident pentru mine, în contextul în care sunt 5 avarii repetate la un tronson nou. O poveste prezentată de dumneavoastră în care cineva și-a pus semne de întrebare. Este evident că vor însemna lucrări noi. Ori noi suntem în situația în care ne apucăm din nou de treabă la o conductă care s-a reabilitat pe 52 de milioane de euro. Și vin unii și ne țin 9 lecții cu ce ar fi trebuit Necula să facă, ce ar trebui să nu fi făcut, dar ce ar fi trebuit să nu știu ce. Asta e realitatea, stimați domn. Asta pe care o trăim noi. Și dincolo de componenta politică, e apa acestui oraș. E problema noastră a tuturor. Dar în același timp, rezerva de apă la acest proiect nou. El continuă, tot ați atins acest subiect, în momentul de față este contestat în instanța de judecată. Deci s-a dat o soluție la CNSC. CNSC-ul, Consiliul Național, a menținut soluția comisiei de la municipiul Bacău, de la comisiei mixte formate în municipiul Bacău. Acum, teoretic, instanța de judecată are un termen de 45 de zile în care trebuie să pronunțe cu privire la veridicitatea acestui contestații, acestei ultime contestații. Cu contestații, cu necontestații, mai sunt teoretic 45 de zile, da? Și tot o facem. Iar cer o demisie lui domnului Petruși Lundrescu. Știți cum e? E un act unilateral de voință. Dar haideți să zicem că atunci, ceea ce am spus în conferința de presă, raportat la potențialele greșeli de proiectare și execuție, cu cererea care i-am făcut-o în direct domnului Rădulescu să-și dea demisia. Uitați că toate astea sunt confirmate din nou de această expertiză. Deci eu cred, într-un gest de normalitate, eu mențin opinia. Nu am nimic, repet, nu am nimic personal cu dumnealui. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Dar totuși suntem într-o situație în care dumnealui a fost președintele acestei comisii de recepție. Dar nu știu ce înseamnă ancorare vizual, măcar, nu știu ce înseamnă. Încerc să vă explic. Deci un masiv de ancorare înseamnă că pune în siguranță cotul respectiv care face schimbarea de direcție, da? Pentru că în momentul în care forța este foarte mare pe el, presiunea este foarte mare pe el, tinde să se dezaxeze, da? Să-și miște poziția, să se miște în raport cu poziția inițială. Punând un masiv de ancorare, tu te asiguri că el rămâne în poziția în care a fost proiectat, efectiv în poziția în care a fost montat. Lucru dar care astăzi nu s-a întâmplat. Dar cam așa, nu? Beton? Da. Deci privind într-o secțiune, da, ăsta este montantul și pe aici țeală. Cam așa ar însemna. Soluția efectivă, din ce material e? Cum se va face? Prin injecție? Prin, cum ați spus, săpătură? O va da proiectul. Deci noi astăzi avem doar o temă de proiectare. Urmează să contractăm o firmă care să întocmească proiectul, care probabil că în baza unei analize cost-beneficiu sau va face și va veni cu o propunere concretă ce înseamnă această ancorare. Există un termen pentru acest studiu privind conducta reabilitată sau care e perspectiva? Da. În primul rând v-am spus... Trebuie de urgență. De urgență, mâine. Trebuie procedură simplificată. Suntem într-o situație care frizează urgența, dacă nu e chiar așa și e. Pentru că noi discutăm aici de singura aducțiune pe care are acest oraș președință de județ. Și este cel puțin al doilea obiectiv în care noi suntem forțați să băgăm banii degeaba. Avem odată CET-ul,
Da? Consumăm peste 40 de milioane de lei anual ca să nimic. E, acum mai avem un subiect în care noi ne apucăm să băgăm bani după ce s-au băgat 52 de milioane de euro. În termoenergie 85, mai băgăm și noi 40 pe an. În ăsta 52 de milioane de euro, iar ne-a apucat de băgăm bani, să băgăm bani. Eu sunt convins că valorile vor fi consistente. Că acei montanți nu sunt, dacă va fi vorba numai de montanți. Nu sunt și inginer să-mi dau cu părerea să spun eu cam ce va fi sau ce nu va fi. Dar făcând așa o estimare, dacă doar expertiza se învârte în jurul sumei de 280.000 de euro, oare lucrările? Bun, având în vedere faptul că considerăm totuși astăzi în urma exploatării, că putem veni să le zicem cu anumite îmbunătățiri pe acest tronson reabilitat, adică mai multe bane să nu fie pus în postura de a dura umplerea conductei între 12 și 24 de ore, deci pot fi aduse, v-am spus, ca să le spunem așa elegant, îmbunătățiri la proiectul inițial, dacă tot cheltuim bani și... Oricum, situația în care se află astăzi compania de apă nu este tocmai una ideală, ca să nu zic altfel. Ne confundăm cu foarte multe pierderi ca urmare a acestor avarii. Avem foarte multe pierderi pe rețelele de distribuție. Rețelele de distribuție pe care le-am preluat de la UAT-uri, de la unitățile administrative teritoriale, atât în mediul rural, cât și în mediul urban, ne aduc foarte multe pierderi astăzi, până la, depinde, de la UAT la UAT, putem avea și pierderi de 63%, 15%, 50%. Deci, cu alte cuvinte, noi tratăm o apă, cheltuim bani pentru ca ea să ajungă în rețeaua de distribuție și, în final, nu culegem prin facturi nici jumătate din cât băgăm în rețeaua de distribuție. Da? Personalul este îmbătrânit, iese la pensie, foarte multe concedii medicale, foarte multe, n-am văzut niciodată atât de multe concedii medicale, tineri puțin, deci nu s-a avut grijă de componenta de resurse umane, adică să ne pregătim personal pentru viitor. Numai în cursul anului viitor avem 9 ieșiri la pensii în 2019, în 2020, alte 20. Deci sunt, pe lângă pensionările pe caz de boală sau decesele cu care ne confruntăm săptămânal și nu exagerez. Deci este un personal îmbătrânit, lipsa de personal este acută, utilajele sunt, lipsesc cu desăvârșire, au o durată de viață expirată de foarte mult timp, am dat drumul la un leasing, acum avem dată de depunere a ofertelor în octombrie, încercăm să remediem, practic, toate deficiențele pe care le-am găsit și cu care ne confruntăm astăzi, în schimb este un proces de durată, un proces laborios și care necesită foarte, foarte mulți bani. În condițiile în care tarifele, știu că este un subiect sensibil, nu au fost mărite din 2014, nu s-a ținut cont de, eu știu, măririle de salari, vorbim de faptul că avem cheltuieli cu personalul de 60%. Avem cheltuieli cu personalul de 60%, dar dăm foarte multe ore suplimentare. Am rugat compartimentul de resurse umane să-mi fac o analiză, pentru că consider că este mai benefic să angajez personal nou decât să dai ore suplimentare în condițiile în care organigrama oricum este subdimensionată. Da, știți cum, toate astea poate ar fi fost mai simple dacă măcar nu discutam acum că trebuie să băgăm bani în niște conducte care au fost reabilitate. Și apropo, aveți bani să băgați în... Evident că nu. Evident că nu. Păi, 58 de milioane de lei, cât înseamnă, ca să vă dau așa, să fac o paralelă, da? Cât ar însemna aducțiunea de la Stejarul la Bacău, deci măcar am face una nouă, da? 58 de milioane de lei înseamnă din 91 de milioane de lei cât e bugetul municipiului Bacău. Deci bugetul municipiului Bacău este 91 de milioane lei. Discutăm de întregul fond de salarii. Fondul de salarii al municipalității e 55 de milioane lei. În condițiile în care tronsonul de la Stejarul la Barat e undeva la jumătatea lungimii de la Valea Uzului la Stejar. Da. Da? Dar, în loc să facem, domnul Pop, să zicem că ne apucam să facem soluții europene, găseam, discutam cu eventual finanțatorii europeni, măcar dacă tot era să ne apucăm să găsim bani de unde noi avem, dar să-i găsim, să-i cheltuim, măcar făceam, reabilitam conductele de apă din municipiul Bacău, unde pierderile sunt de peste 50%.
Peste 50%. Da, și din păcate aș vrea să mai punctez un aspect. Dacă în urma implementării programului operațional sectorial de mediu au existat niște economii la un moment dat, undeva la sfârșitul anului 2015, și s-a solicitat operatorului să utilizeze acele economii, au fost două mari condiții. Odată să existe un proiect făcut și în al doilea rând să se facă dovada că s-a dat drumul la procedura de licitație pentru contractarea antreprenorului care urma să pună în practică proiectul. La momentul respectiv, din hârtiile pe care le-am găsit, vorbeam de 19 milioane de euro care puteau fi atrași din economiile post-mediu. Din păcate, compania s-a adresat conducerii primăriei de la momentul respectiv. Nu s-a reușit întocmirea proiectului tehnic și nu s-a reușit a se da drumul la o procedură de licitație. Prin urmare, s-au pierdut 19 milioane de euro cu care puteau fi reabilitați 26-29 de kilometri de rețea de distribuție. Deci dacă astăzi avem propuși prin POIM 56 de kilometri, din acești 56, gândiți-vă că 29 puteau fi deja reabilitați. Deci, da, în ce an s-a făcut? Spuneți exact în ce an s-a făcut acest lucru. În 2015, până acum. Deci, cei 58 de milioane de euro discutăm pentru fonduri europene și de aceea ne-am apucat să facem aceste proiectări. Dar, s-ar putea să constatăm într-o proporție suficient de mare, că s-ar putea să ne mai trebuiască niște bani ca să ne apucăm să refacem conducta sau ca să utilizez termenii eleganți, să o îmbunătățim. Aia pe care tocmai am făcut-o în 2011, tot pe fonduri europene. Deci astea sunt realitățile pe care le aveam. De ce trebuie să facem asta? Că a fost prost proiectat și prost executat. Sau să mă refer doar la poziunea care a fost în discuție. Dar totuși cele 5 avarii în zone diferite, indică ceva. Cât costă avarii? Au fost 5. Trebuie să aveți o medie. Da, din păcate n-am să vă spun o sumă exactă pentru cele 5 avarii, mai ales pe considerentul că au existat piese în magazie. Deci am avut stocul asigurat de ceva timp, nu ne-am dus să cumpărăm, să achiziționăm piesele în momentul procedurii avarii, ceea ce își firește normal pentru un operator care se respectă. Adică nu constați în noaptea respectivă că, așa cum am pățit, că ne lipseau electrozi de sudură sau... În magazin tot cu bani au ajuns. Și mai au fost achiziționate în perioada anterioară. 2015-2016, n-am văzut. Sunt direct la CRAB. Nu vă întreb dacă ați adus de acasă. Dar nu discutăm în termenii ăștia. Adică, ok, clar că nu le-am adus de acasă. Ce pot să vă spun este că intenționăm să refacem întreg stocul în momentul de față și am reușit să facem rost de bani și să dăm drumul la comenzi. Cât a costat avaria anterioară, v-am spus, în momentul în care am avut piese în magazie, nu cred că este relevant să compar niște piese care le-am achiziționat în anul 2014 sau 2015 cu situația de astăzi, când nici nu le mai găsești piesele respective. Adică nu în termeni neapărat financiari să pune discuția. Dar eu dacă să-i pun, dacă ar fi să-i pun financiar, este cantitatea de apă care nu a fost livrată populației și care nu a mai fost încasată. Da? E foarte simplu de făcut, să zic, din perspectiva asta. Deci prejudicii consistent. Și dacă este să le punem două succesive, da, de fapt, prejudiciul de acolo. Și practic se poate întâmpla oricând o altă avarie, nu? Practic se poate întâmpla oricând. Pentru că exact asta spune expertul la finele expertizei, faptul că având în vedere că ne-am confruntat cu avarii diferite din cauze diferite, există oricând riscul de a apărea o nouă avarie. Cine a fost expert? Nu puteți spune? Sau firma? Sigur că da. Și când a fost asta? Meglei Ionel a fost. Și această expertiză s-a dus undeva în jurul la 5.000 de euro, ca să vorbim. Eu. Ce presiune mergea prin conducta de 1.000 de milimetri? Presiunea este diferită în funcție de zonă. În funcție de zonă, zona unde a avut loc... maximă? Nu, zona unde a avut, asta vreau să vă spun, unde a avut loc ultima avarie, este zona unde presiunea este cea mai mare, da? A fost și cea mai aproape de zona Valea Uzului. Sunt presiuni diferite în funcție de zonele unde discutam. Dar diferența de presiune a fost de 3 bar, adică cu 3 bar peste ce era proiectat. Nu se
sentimentul domnului primar că e singura analiză mai serioasă a crabului de când știm noi. E un director care e relativ nou și care face treaba foarte serios. Da, dumneavoastră, Consiliul Local, nu sunteți acționarii principali? Ba da. Și atunci când dumneavoastră îi cereți demisia unui om din administrație, nu ar trebui să plece? Este un om care este angajat unui ESA, la care acționariatul este divers. Noi suntem acționari majoritari, într-adevăr. Da? Bun, acum, ca și fapt divers, în momentul în care discutăm de implementarea unui proiect, este clar că discutăm despre o echipă de implementare a proiectului, da? De unitate de implementare a proiectului, pe care în momentul de față n-am mai găsit-o la companie și care a fost formată din cu totul și cu totul alți membri decât directorul tehnic despre care vorbim. Asta ca o paranteză. Da, este adevărat că dânsul este președintele comisiei care a făcut recepția lucrărilor, dar cei care au supervizat efectiv punerea în implementare a proiectului a fost o echipă de implementare care astăzi nu mai există. Bun, dar mi-am zis că domnul Rădurescu știe să facă diferența dintre o flanșă corectă și o improvizație. Cu siguranță știe. Flanșa neconformă care am găsit-o e din două bucăți, adică cu totul și cu totul altceva decât prezintă catalogul. Da. Nu, dar ce vreau să subliniez este faptul că ar fi trebuit ca dirigintele de șantier, supervizorul, care practic ar fi trebuit să fie zilnic în teren, să știe ce s-a montat, pentru că în momentul în care tu montezi o conductă și pe tronsonul respectiv vii și o acoperi, că e recepția, să nu vă gândiți că s-a făcut cu conducta dezgropată. Deci ea s-a procedat la îngropare. Da? Și s-au făcut probele, testele. Acolo unde au existat probleme, s-a intervenit punctual. Deci răspunderea mare și în primul rând este a proiectantului, a dirigintelui de șantier, a supervisorului, a echipei care a implementat proiectul. Da, dar totuși. Bineînțeles, deci, și în final a celui care a preluat-o în exploatare. Deci eu nu încerc să găsesc pe acarul pe unul. Nu mă înțelegeți greșit. Dar știu că una dintre elementele care le menționează foarte clar această expertiză, spune că nu s-a pus la dispoziția CRAB un manual de intervenție care să arate modul în care se remediază acest proiect. Oare acest manual nu trebuia să fie la momentul în care comisia recepționa acel proiect? Ar fi trebuit să fie solicitat, clar, și pus la dispoziție la momentul recepției. Da, deci, ca să luăm doar așa, o mică discuție. Ce pot să precizez este că noi, în cursul acestui an, am făcut solicitări către furnizorul de piese, fără să-i dau nume, și ne-a precizat în mod clar că nu are un astfel de document și, prin urmare, nu ne-l poate pune la dispoziție. Deci nu există un astfel de document înfocit la nivelul furnizorului. Deci un proiect de 52 de milioane de euro. 52 de milioane de euro, cineva totuși trebuie să ne dea și răspunsul. Da. Da. Pentru că, deocamdată, singurii care dau răspunsul la tot felul de întrebări sunt eu și cu doamna director. Sunt de acord să se întâmple acest lucru. Dar uitați că, din păcate, am început să găsim și răspunsurile la întrebări. Iar răspunsurile sunt cel puțin la fel de proaste ca și supozițiile pe care le aveam. Sau temerile pe care le aveam. Pare că temerile se confirmă într-o proporție ce depășește 100%, pentru că nu mă așteptam să fie atât de multe neconformități. Adică nu speram să fie chiar atât de mult. O speram mai exact să nu fie atât de mult. Dar neconformitățile pe care le-ați văzut ne-au adus în această situație. Și suntem în aceeași, practic, în aceeași serie de proiecte inutile. Sau, nu de proiecte inutile. De etape în care cheltuim inutil banii pentru proiecte prost făcute sau prost gândite. Și repet, termoenergii, 85 de milioane euro. Aducțiunea de apă, 52 de milioane de euro și o luăm de la capăt. Astea sunt realități. Dar, vorba cuiva, trebuia cineva să le repare și pas. Sunt eu și doamna director și consiliul, nou consiliul local și noua etapă, o echipă. Asta e, cineva trebuia să le facă. Dar, de foarte multe ori vedeți că, sau mulți își pun întrebarea de ce nu se întâmplă lucrurile mai repede. Pentru că nu se pot întâmpla pe repede înainte. Dacă le faci pe repede înainte,
te trezești cu chestiuni de genul ăsta. Atunci trebuie să lași să curgă proiectare, să curgă avizare, să curgă toate chestiunile astea. Și făcând așa o mică paranteză, apropo, evident se, că totdeauna se mai găsește, raportat la ce spunea ziua asta domnul Bejan, la cunoștința dumneavoastră din presă, totdeauna se mai găsește cum, câte un proiect pe care nu figurează acea condusă. Și... Da, gândiți-vă că în acest caz discutăm de o conductă care e de 1000 de milimetri, aducțiunea cu apă principală a unui oraș, sau singura aducțiune cu apă, care e câțiva metri mai încolo. Câțiva metri mai încolo. La câțiva metri mai încolo se modifică complet rezistența solului, component și multe alte chestii. Forțe de stabilizare, în fine. Nu sunt eu inginer acum să dau prea multe detalii tehnice. Dar din păcate astea sunt realități. Sper să pot veni în fața dumneavoastră cât mai repede cu cel care va câștiga rezerva de apă a municipiului Bacău. Și iarăși, făcând o mică paralelă, gândiți-vă că această aducțiune de 45 de km, nu? Are trei vane. Aducțiunea de 8,7 km, care reprezintă sistemul de rezervă, are 16. Dar cine e câștigătorul? Nu știm, vedem. Instanță de judecată. Ce să ne zic? Păi nu, dar asta am mai zis odată. Paradoxul ăsta. Deci eu am solicitat domnului Găină demisia, apropo de acțiunile pe care le poate face Consiliul Local, i-am solicitat domnului Găină demisia atunci, exact ăsta a fost motivul. Că nu a făcut niciun fel de demers concret pentru un sistem de rezervă. Un sistem de avarie. Ăsta a fost motivul. Dar că l-a făcut într-un final. S-a gândit la el. Dar nu cred că e dumnealui, că nu e el personal. A fost el în acte așa. Nu știu să vă zic, am înțeles că e un mătru sau nu știu. Un... Ce vorba și ceva? Nu știu, mai mult decât știți dumneavoastră. Mi-aș dori să vin cât mai repede cu vești bune sau să vină Ministerul Transporturilor în acest caz cu vești bune. Uitați că cele două proiecte care sunt deosebit de importante pentru municipiul Bacău, centura și rezerva de apă, merg oarecum așa, în paralel. Fără să intre o dată în execuții, că ăsta e dorința fiecare dintre noi. Centurul s-a respins contestația la desemnarea câștigătorului. Da. După ce a fost acceptată contestația la eliminarea turcilor. Da. Deci tot ce a fost respins la cei mai important, la desemnarea câștigătorului. Acum, în schimb, această situație poate să semneze, poate să aștepte decizia instanței. Dacă așa, cum este la urmă de contestația de 10 zile, tot la ce nu tot. Există procedură în sensul ăsta? Chiar nu știu ce. Nu se semnează și după aia... Ba poate, se poate semna, nu? Articolul 28, dacă nu mă înșel, 28, alinia 5, spune așa. Ca să vedeți cam cum e formulat textul de lege. În momentul în care s-a pronunțat prin hotărâre, Consiliul Național de Soluționare a Contestației, autoritatea locală, autoritatea contractată, nu locală, are dreptul să suspende procedura. Dar nu scrie, semnezi contractul, nu, are dreptul să conteste, să suspende procedura până la momentul hotărârii instanței de judecată. Pe de altă parte, vine tot legea și spune în felul următor. Instanța poate să dea orice fel de soluție. Care poate prezuma anularea contractului, poate prezuma da un interes. Deci, a spus că nu sunteți inginer, dar nici aia care în cața voastră. 6 metri mai acolo, nu cred că era inginer. Nu. Nu, dar eu acum discutăm no, foarte sincer. E noi mutată. Când fie apare pusă mai încolo decât ar fi... Ei fost un din normal, nu? Florinic. Fie apare de asta. Apartamentul ăla două care, ăla din lângă are trei. Faci mă mulțumesc mai încolo. Zic, cam, da, cam așa e. Da, da, vă spun ceva. Haideți cu mutatul ca și cu mutatul. E clar. Dar cât de nebun poți să fii să pui alte flanșe decât alea care ar trebui să le pui la îmbinare, pentru că acolo orice
mic constructor cu slabă experiență, cu neștiință, ăla știe că acolo sunt niște forțe foarte mari. Dacă nu pui acel dinți de rechin, greșesc, da? Nu pui acel tip de îmbinări, care sunt practic aproape imposibil, trebuie să sară cu totul în aer, tu dacă nu pui acel tip de flașe, tu faci cu bună știință o chestiune. Care e motivul pentru care ai făcut-o cu bună știință? Că e mai ieftin? Sau de ce? Sau că ești atât de prost? Asta cu prostia nu știu ce să zic. Dar sunt tipuri diferite. Deci n-ai voie să faci. Și aia a fost o primă discuție în care era reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcție, ca să vă fac așa, de unde știam eu și de atunci. Că aia era o problemă. Ca să nu vă spun că au fost momente în care am fost sunat de către unii dintre constructorii din Bacău, care mi-au zis înainte de a spune Inspectoratul de Stat în Construcție. Vedeți că aveți alte flanșe acolo. Care sunt cu cel puțin 40% mai ieftine decât flanșele care trebuie. Dar am zis, dom'le, hai că au ceva de împărțit unii cu alții. Nu, a venit după aia reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construcție, a zis, dom'le, asta nu trebuia să fie acolo. Și vine și expert, neconform. Iar producătorul mai mult vine și spune, dom'le, nici nu avem un catalog de prezentare, că nu putem să facem așa ceva. Nici nu există. Adică, la supraversările alea care sunt multe, spuneți noastră, posibil să mai fie de astea de 800? E posibil. Asta spune expertul, că nu știm... Și de-aia ne spune, apucați-vă de expertiză rapid, că nu se știe ce aveți în pământ. Deci ca să o traducem foarte clar, măi, voi în municipiul Bacău aveți acum o conductă reabilitată. Dar din ce am văzut eu pe această porțiune, e atât de prost proiectată și atât de prost făcută, încât apucați-vă repede să o verificați, că s-ar putea să crape de 100 de ori și voi trebuie să vă apucați să o refaceți. Nu doar într-o parte, în mai multe locuri. Deci asta ne spune tradus expert. Deci o să vă citesc de aici, ca să înțelegeți despre ce vorbim, da? Deci, pur și simplu este extras din expertiză. Se motivează această opțiune, adică opțiunea de masive de ancorare, întrucât sunt posibile unele erori nesesizate la momentul oportun, fie de proiectare, fie de execuție, adică exprimarea este cât se poate de clară. De asemenea, pot apărea vicii ascunse ale materialelor din componentele conductei, în paranteză, piesele de înzăvorire, exact flanșele despre care discutăm, da? Deci, v-am citit din expertiză. Da, e interesant, v-am zis, când vin unii și îmi dau lecții, ce ar fi trebuit, ce n-ar fi trebuit, culmea, acei oameni fiind în funcție la momentul respectiv. Trăind aceleași avarii pe care le trăiesc tot, atunci nu și-a pus nimeni decât așa, razant, o întrebare. Credem că nu ar fi bun. Numai că vedeți populația, nu știu, decât politic, au fost în... Corect. Au ieșit pe stradă. Corect. Au ieșit pe stradă. Dar uitați care e explicația. Eu nu vin în fața dumneavoastră să mă plâng că, vai cât e de greu să fii primar. Că nu m-a obligat nimeni. Sunt primar pentru că mi-am dorit eu și colegii mei și cetățenii au zis că da. Asta nu înseamnă că nu trebuie să dea unii niște explicații. Eu sunt pregătit să duc greu în continuare și să-mi asum să rezolv aceste probleme, că de-aia am fost pus primar. Se pare că asta e esența mandatului meu. Eu trebuie să îndrept niște probleme care nu erau făcute. Apă, termie și probleme, culmea, de infrastructură critică. Deci nu discutăm că insula de agrement e făcută, nu făcută. Aia e una. Discutăm de apă. Apă, termie, iluminat public. Da? Infrastructură critică. Țeava, conducta de sub pământ. Aia care te pune în anul 2018. Serviciile publice de utilități. Compania de apă care funcționează și nu funcționează. Da? Asta e esența. Asta trebuie făcut. Și asta facem. Când schimbați Consiliul de Administrație la CAB? Consiliul de Administrație îi va expira mandatul undeva în decembrie. O să demarăm procedura pentru contractarea firmei care să facă selecția membrilor din Consiliul de Administrație în cel mai scurt timp.
Da, a existat o firmă care a selectat un profesor de scurt. Anterior n-a existat o firmă care a făcut selecția, s-a schimbat legislația și acum legislația prevede clar care sunt etapele care trebuie să parcurse pentru a ajunge la un consiliu de administrație. Domnul Popescu, apropo de întrebarea dumneavoastră, nu mă pot abține să nu răspund într-un ton politic. Nu, atunci a fost decizia politică să punem un profesor de sport acolo, că era bun la toate. Toate partidele și-au pus... Da, dar din partea cealaltă, de partea roșie a baricadei, să vedeți că sunt cam ingineri pe acolo. Economii și ingineri. În niciun caz profesor de sport, bun la toate, peste tot. Că l-aveam și în primărie, eram vreo 10 locuri, și în învățământ, și în CRAB, și... Numai operații pe creier mi-a făcut domnul. Dar, dacă se făcea spitalul municipal, cred că avea un post asigurat acolo. Apropo de spitalul municipal, s-a mai dat de guvern pe... Așteptăm cu mult interes hotărârea Guvernului României. Dar ce stare s-a făcut? Ministerul Finanțelor. Da, asta, știți, n-aș vrea... Nu-i subiectul acestei conferințe de presă, dar totuși am să vă răspund, mi se pare. Pentru mine este extrem de frustrant. Din ce știu, stă la Ministerul Finanțelor, dar încep să mă obișnuiesc cu atitudinea asta așa... Haideți să-i spun glumeață așa, șugubeață de la Ministerul Finanțelor. În care eu, de exemplu, trimit adrese în care semnalez niște riscuri enorme și îmi răspund, trimit ministrului și îmi răspund un director de direcție să citesc pe aici, că scrie prin lege ceva. Dar o atitudine șugubeață. Eu sper să se termine cu atitudinea asta șugubeață. De la Ministerul Finanțelor, din ce știu, acolo e lutată. Dar... cred că va veni un moment în care să le discutăm foarte tranșant. Da, între timp, face achiziția pentru N-aș vrea să vă mai dezvăluie așa ceva, dar vă pot spune cu certitudine că acolo lucrăm. Deci se lucrează la Spitalul Municipal la tot ceea ce înseamnă componenta de proiectare și să merge înainte. Exact asta este și interpretarea mea. Deci, practic, Direcția de Sănătate Publică și-a dat avizul, da? Dacă și-a dat Direcția de Sănătate Publică avizul pe acest traseu, asta înseamnă că pot să merg înainte. Că Ministerului este atât de greu, sau în fine, Guvernului României, este atât de complicat să spui că se desfințează municipalul, se înființează nou județean Sfânta Maria, e clar că acolo e problema componentei financiare, pentru că municipiul Bacău are niște bani care au destinații directe. Dar dacă o să vă pun la dispoziție primele hotărâri de înființare a acestui municipal, o să vedeți că au două rânduri. Două rânduri, atât. Se înființează, se dau bani. Punct. Deci tot la fel cum se înființează, se dau bani, la fel se poate spune, se desființează, se duc banii pe un nou obiectiv. Și le executați voi la municipiul Bacău. Dacă erați, dacă aveam o domnișoară Irina... Dacă era domnișoara Irina, da. Rezolvam mai repede problema. Nu cred. Nu cred. Nu cred, pentru că, ales, eu nu că dau din casă sau acum am eu o problemă. Vă spun ceva. Și asta este o situație care o am similară la municipiul Bacău. Te duci la ministrul sănătății. Bună credință. Și ministrul cu bună credință. Ha! Hai că te întâlnești tu cu omul cu pixul în mână. Ăla de acolo, din birou 13, să zic. He? Acolo e greu. Păi haideți să vă dau un exemplu. Astăzi stăteam, făceam teoria, apologia achizițiilor publice în primăria Bacău pentru o sumă de 5.000 de lei în care să achiziționăm serviciile pentru transportul și arderea animalelor la Apotan sau nu. E băiatul ăla de acolo, funcționarul ăla de acolo care vine, știți, era, aveam noi un veșnic funcționar într-un minister, un veșnic director de Minister al Finanțelor, domnul Gherghina, nu știu dacă s-a auzit de el. De ce nu mai este? Ia, ce știu, e la Curtea de Conturi. Nu, e la Curtea de Conturi, da. Deci dumnealui, când eram în prefectura Bacău, deci în anul 2001, auzeam de faimosul domnul Gherghina. Și mie atunci mi se spunea, de către cei care i-am prins eu pe atunci director de direcție fuseseră și înainte de 89 consilieri juridici sau și îmi spuneau, e de mult, din anii 70. Am ajuns secretar de stat. Cu cine discutam? Cu domnul Gherghina. Eram deputat, nu trecea nimic. Deși parlamentul putea să vrea orice, domnul Gherghina. Care domnul Gherghina n-are nicio culoare politică.
El în sine e o instituție. Instituția domnului Gherghina. Așa e peste tot, în fiecare minister. Este câte un domn Gherghina sau câte o doamnă, o domnișoară. Măcar dacă ar fi o domnișoară Irina pe care să poți să... No. E altă. Dar și nu numai acolo. Deci sunt N cazuri în care stai blocat după niște hârtii pe la niște funcționari. Și stăm. Și trebuie să te împingi așa în... Ce ți-vă aminte de discuția care o aveam la semnarea străzii aeroport? De chiar, unul dintre personajele respective s-a dus în concediu. Eu când am zis atunci că e un întreg joc, cum relaționezi, cum se sancționează sau cum nu se sancționează funcționarul. E în situații de genul ăsta. Bineînțeles că ne-am mai trezit cu încă o situație de genul ăsta. Și tot așa. Și să nu vă închipuiți că doar la primăria Bacuș. De cealaltă parte baricadei sunt. Peste tot. Peste tot există câte un domn care, sau o doamnă care nu e atentă și care greșește și care face și nu știu ce. Dar știți care e problema mea? În momentul în care am ajuns în primăria Bacău, un salariu era de 1200 de lei, 1400 de lei. Acum nu mai discutăm așa. Discutăm 3-4 mii de lei. Eu zic că nu mai putem fi demotivați. Sau, cum am zis unui... N-am să dau mai multe directuri, dar unei funcții de conducere, îți urez succes în mediul privat. Dar sunt convins că mediul privat mai mult de o lună nu rezistă. Da. Asta e. Vă mulțumim că ați fost prezenți.